dragi prieteni, salut! Suntem în Piața Domnului din Messina. Așteptăm să se întâmple evenimentul grozav al acestei zile. La ora 12, leul rage, cocoșul cântă și apare Fecioara Maria, care dă binecuvântarea locuitorilor orașului. Da, cred că s-a auzit ragetul zeului. Din nou, s-a auzit, da? Da, ar trebui să mai ragă o dată leu, așa zic, gazdele, uite care văd, care s-a întâmplat. Acum urmează cocoșul. S-a auzit și cu voce, da? A doua oară cu cucușul trebuie să mai întâmple o dată. S-a întâmplat și al treilea cântat al cocoșului. Acum trebuie să apară Fecioara Maria să dea binecuvântarea nazabilităților. F
fondul cunoscutului muzical Ave Maria. Ține-mi pe aia. Se termina să-ți dea bine cuvântarea. Uite acolo.
Eu nu văd, dar țin în drept o să. Da. Am văzut. Le dă scrisoare cu mine. Am trimis și eu, dar nu, n-am cu prinsul. Bravo. Asta este sfârșitul procesiunii de fiecare zi la ora 12. S-a întâmplat treaba asta.
Uitați-vă pe stânga, vă rog, casa acoperită în întregime, la erupție din 1983. Ce zici? Ce zici? Thank you.
te uiți de mașină aici. Asta e o adevărată dilemă pentru Ulise. Unde parcăm? Să înfruntăm ploaia asta, să mergem la Craterii, la Silvestri, sunt 300 de metri în față. Pe jos, nu. Sau să ne retragem mai repede. Parcă totuși nu plouă foarte tare.
Thank you.